Așa, da, dragilor, iată că matca aceea din Bigudiu, chinuită după două săptămâni de zile, a schimbat-o după ce am văzut că a agresat-o așa de puternic în două rânduri, vă amintiți în filmele acelea că am prezentat chestia asta, am dus-o într-un alt nucleu, unde am spus, poate aici va avea șanse mai mari. Aici, în Bigudiu, în nucleul ăsta, iată s-a așa apucat de besmetișit. Între timp, deși o vede că e aici, în preajma ei, totuși, zice, ai, până când o scoatem, până când ce-o fie, vai, vedem noi. Da? Deci, vedeți, acum, pare că albina ar arăta altfel. Pare că ar dori o parte din ea să o elibereze. Adică stă pe deasupra, nu mai trage de Bigudiu, nu e tare să facă tot ce depinde ca să ajungă să o gâtuie. Ea este încă în viață. Asta e lucru important pe care îl remarcăm. Deci a fost rănită. Ia să vedem ce se întâmplă când iese acum. Se vede că care așteptau până este pe deasupra. Nu mai este așa de agresiv, repet. Să sperăm că în curând va ieși. Probabil că mai lăsăm o zi, două. Ar fi trebuit să stea pe deasupra și să bate în aripioare și să o aștepte cu nerăbdare. Încă mesajul n-a fost primit acela de acceptare completă, pentru că nu iese ea imediat. Da? Iată că acum a ieșit. Ia să vedem ce se va întâmpla. Încă nu-i sigură că este acceptată. Da, deci observați că stă ghemuită și spune risc, nu mai am cotro. După atâta perioadă trebuie să risc. Da, să vedem ce se întâmplă. Se mișcă cu multă prudență. Da. Deci nu vrea să deranjeze. Vrea să strecoare ușor, ușor spre printre albinuți, așa, și să nu mai pățească ce-o pățit. Da, sunt două săptămâni de zi când o chinuim, o ținem un Bigudiu și încă nu suntem siguri că am făcut o treabă bună. Luăm Bigudiu. Speră foarte tare să fie acceptată de data asta. Să vedem ce se va întâmpla când va da cu... când se va întâlni cu albina care ouă. Poate asta e albina care și-a pus multe speranțe în ea. Da, observați, iar parcă cere, dați-vă deoparte, că eu sunt cea care zice, nu, sau ea e treabă. O să o mai vizităm cât de curând. Îți dă cu piciorușul deoparte, zice, dați-vă rușinatilor. O, nu știu cine este regina aici. Așteaptă să fie hrănită, să fie curățată. Să apuce să o cât de curând. Da? Observați cu piciorușul cum le depărtează. Spunându-le că mai la, stați mai la distanță, așa că
Nu prea am încredere în voi ce am pățit eu. E spectaculos. Câtă trudă, cu câtă greutate am făcut chestia asta. V-am amintit, puteam să o introduc așa aici prin spate, având posibilitatea biostupului, nu? Deci puteam să mă duc cu grila, cum am și făcut în altă parte. O să vedem exact acum dacă acolo s-au uniformizat mirosul, dacă a eliminat ciugura dintre ei. Am dat foarte puțin ochiul, drumul la ochiul Hahnemann. Eu zic o acceptă, zic și eu. Dar așa, repet, cum se mișcă, ea nu pare să aibă un semnal de agresivitate din partea albinii foarte puternic, ci din contră caută să se instaleze la comandă, merge pe deasupra lor, unele nu se dau deoparte deloc, uitați-vă și voi, nu iau în seamă, parcă ar fi neîmperecheată, dar ea este împerecheată. Obosit de când stă aici ascuns în bigodiu. Dați seama cât de mult a fost stresată mătcuța asta. Iată că s-a găsit una care s-a urcat în spatele ei. Asta nu e una care să fie foarte îngăduitoare. Poate fi din albina cea care ouă. Deci primul semn este că ea se mișcă foarte, foarte lent. Este un semn bun. Aștept momentul când se o văd că o și hrănesc. Numai una s-a urcat acolo în spate, a încercat să curăcească după ea. Dar astfel de pare că se asigură protecția, acum o și spală, unde o hrănesc. Da, o și hrănesc, este lucru bun. Da, Jure, eu cred că o să mai vizităm poate chiar până de seară, să vedem ce se întâmplă. Sperăm să... Dacă o agresează din nou, chiar nu mai scoate. Cum i-o fie dat? Dacă aici se va putea instala, vom vedea. Dacă nu, o mai bag iarăși pe gutiu, iarăși. Deși, o matcă e o pierdere imensă și apicultorii știu de ce. Nu? Cei 3 ani de zile, să zicem, cât sta în activitate, conducând activitatea la o familie, dacă se brodește, fie și o marcă de valoare, îmi dă seama că asigură poate și apariția altor roiuri, producția din 2-3 ani. Deci este foarte, foarte important să avem măci de valoare și să facem o mulțire cât se poate de bine, bine dirijată, nu așa la întâmplare. Aici este rama aceea în care am crescut boci, în sistemul acela care v-am arătat și vouă. Deci tăiem feliuțe și apar boțile acestea. Sunt luate la nivel de ou, crescute binișor. Ei, nu exact ca în cele de schimb liniștiri de matcă, da, că acolo sunt mai puține, dar în loc să ducem, să facem cutia genitală, să determinăm, adică transvazare de larve într-o parte, familie starter, cum
trăiesc în altă parte, în altă familie crescătoare. E o întreagă tehnologie. Dar la nivelul începătorului, asta o poate face și el. Sacrifică o ramă cu o proaspete la o matcă valoroasă și în felul ăsta și... Haideți să vedem acum și la matca cealaltă, care am introdus-o corect. Ușor o folosim biostucul. Să vedem ce